10 mai 2024, și astăzi vreau să vă mai zic ceva despre, să profitați un pic despre de coloniile care cresc foițe. O să vă arăt, sunt colonii care sunt predispuse la crește foi. Asta în caz că observați o astfel de colonie. Ia să văd dacă a construit foaia aceasta. Eu verific de data aceasta intrarea în friguri și să le dau tratamente. Deci, a construit foaia. Iată ce frumos e construită. Să verific dacă au oat pe aici. Mă interesează dacă au oat, fiindcă eu vreau să mut foița, mai ales că e construită perfect, frumos, cu celule de albină. Arată bine. Așa. O să-i dau altă foaie. Trebuie să profitați de aceste colonii care construiesc bine foițele, și le scoateți și dați altimii, fiindcă sunt, veți avea nevoie de ele, mai ales la roiuri. Încă matra n-a ajuns aici, cu încă n-au luat matca pe aici. Bun, e în regulă. Deci ce fac eu acum? Astea două rame construite, foarte fain. Aduc și înlocuiesc cu altele. Totodată îi se va lărgi și cuibul. Iată o primă foaie, o pun tot aici unde ea construiește. Așa. Nu vreau să parcurg cuibul, dar mă uit dacă nu cumva a intrat în friguri. Cu toate că în momentul în care construiește nu prea intră în friguri. Sunt cupule destule, deci s-ar putea să intre în curând în friguri, chiar dacă are culesul de salcâm, e foarte intens. Bun, deci am văzut ce mă interesa, e la un pas să intre în friguri. Eu am descos niște regine din colonii care de curând o să intre în frigurile. Așa, mă interesează rama aceasta. Vin să-i dau repede cu formic. Mă interesează rama aceasta să văd dacă e cu puietul până aici. Da? Foarte frumos. După puiet îi bag o foiță să clădească. Și aici ai puietul fain. Aici e la limită, n-am mai depus matca, deci e problema în momentul în care nu vezi ouă depuse prea multe, e clar că se îndreaptă spre frigurile roitului. De acum trebuie să fii precaut în acest sens, dacă nu vrei să-i adun din copac, că mai nou se pare că e la modă, a început să fie bine să-i adun din copac. Cum naiba să fie bine ca albinele să roiască? Eu asta nu înțeleg. Deci poate să fie bine așa ceva? Fiecare apicultor din ăsta youtuber, mă, mai bine să roiască. Cum să roiască, mă, sunteți? Roirea înseamnă
ce înseamnă răirea? Pierderea. Unii, bravo că ai familii mai multe, da. Familii mai multe răiesc din 7-8 rame. Mă uit dacă a depus și aici ouă. Da? A extins bine matca de tot. Bun, îi pun aici foaie. Iată ce mare s-a făcut. S-a făcut mare, mare. Îi pun o foaie. Foaie și formic. Deci răirea o stă cum o încetinești, că ele roiesc până la urmă. Dar tu faci un roi frumos din el acolo, nu stai să dea pe din afară. Ia să văd ce are aici. Ce are lupă? E bine, că nu dă pe din afară. Bun. Are loc unde să-și aducă miere. Are de construit. Punem ramele construite aici. Și în momentul în care fac roiul, o să fie numai bun. Roiul artificial. Roiul ăla din copac nu-i bun. Degeaba zic ăștia că e bun. Cum să fie bun așa ceva? E bun, uite, acum să ai stufu prin coal. Bine, să nu intre în friguri, să culeagă, să faci un roi din el, cât vrei tu. Mai scap câte unul, dar nu înseamnă că e bun așa ceva. Eu de-a lungul anilor, tot asta am căutat, coloniile să nu roiască, să crească frumos, să se facă mari. Iată și ăsta ce frumos este, da? Dar să nu roiască, să stea el cu minte să lucreze. Îi dau eu, uite, foi la construit, să manipulez eu cum vreau. Nu că-l adun din copac și zici, aaa, ce bine că a roit. Nu există așa ceva. Aia care acum zic că e bine că roiesc, acum câțiva ani ziceau, râdeau de ea care scăpau roi. Aici îi dau aer, îi las aer, unde ar deasupra la folie pun aceste pânze, iar în spate are aerisire. Bun. Deci foi. Foi. Oricum am mult de lucru azi. Sper că am terminat destul de bine. Acum sunt un pic băgat în viteză, să zic așa, că e mult de lucru. Bun, filmul o să fie mai scurt, fiindcă mă mișc mai repede. Până data viitoare, numai bine!